Bună ziua, vă salută Tatiana. Am văzut că alte canale de YouTube au început deja să prezinte lucrările pentru sărbătoarea Crăciunului. De aceea, astăzi am hotărât să vin cu un scurt tutorial. Vom face un clopoțel, un tutorial foarte ușor adresat doamnelor începătoare. Pentru aceasta voi folosi firul de bumbac. Firul meu se cheamă Magnum numărul 5. Este un fir bumbac 100%. Apoi voi folosi croșetul, aici scrie numărul 1. În realitate corespunde după vârful lui cu 1,75. Deci veți folosi croșetul cu numărul 1,75. Un ochi de lanț, cel de început. Și vom continua lucrând un număr total de 5 ochiuri de lanț. Deci 1, 2, 3, 4, 5 plus primul de aici sunt 6 ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț și voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al patrulea ochi de lanț de separare, după care voi intra în interiorul cercului format și voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu, un ochi de lanț și vom continua până când vom avea un total de 8 piciorușe duble, ținând cont și de primul picioruș realizat din ochiurile de lanț. Deci 8 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Am lucrat cele 8 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Voi face ultimul ochi de lanț și voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al patrulea ochi de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș dublu inițial vom face cel de-al doilea picioruș, firul pe croșet și voi trece în piciorușul dublu cu numărul 2. Deasupra acestuia chiar voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, urmate de cel de-al doilea picioruș dublu. În felul acesta vom continua pentru parcursul rândului. Mă îndrept către piciorușul dublu cu numărul 3. Am realizat piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. Astfel lucrăm pe întreg parcursul rândului. Piciorușul dublu, ochi de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu. Aici voi repeta piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu în interiorul aceluiași picioruș. Și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi trece cu fir alunecat în spațiul format din ochiul de lanț. Iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. După care ne îndreptăm către spațiul următor și lucrăm în același mod. Două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Apoi ne îndreptăm către următorul spațiu și lucrăm exact în același mod. Deci două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Astfel noi vom lucra pentru parcursul rândului, iar apoi ne vom reîntâlni.
Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, unde voi lucra, așa cum ați văzut deja, două piciorușe duble, unul de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care cu fir alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din ochiul de lanț. Aici voi lucra trei catenele, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare urmat de două piciorușe duble. Deci, practic, vom repeta ceea ce am lucrat deja în rândul anterior. Mă voi deplasa în următorul spațiu și voi face cele două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble, firul pe croșet, în următorul spațiu voi face din nou două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble. Acum noi am început cel de-al doilea rând în acest mod, deci două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de două piciorușe duble, lucrate în corespondența spațiului format din ochiul de lanț. Deci avem 1, 2, vom continua singure lucrând în același mod pentru un total de 5 rânduri. Deci primul, al doilea l-am început acum, vom continua cu alte 3. Am ajuns la sfârșitul celui de-al cincilea rând, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, 3 țin locul unui picioruș dublu plus 2 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet voi intra în mijlocul piciorușelor duble și voi face un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în punctul unde am unit grupele de piciorușe duble, voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, din nou voi intra în mijlocul piciorușelor duble, fac picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, între grupe, în felul acesta. Lucrăm de jur împrejur și vom face aceste mici căsuțe. Încet, încet. Dacă doriți ca clopoțelul dumneavoastră să fie mai mare, puteți să mai adăugați două rânduri din modelul care l-am lucrat noi. Și, bineînțeles, mărimea clopoțelului va fi în funcție de firul pe care îl veți folosi și de croșetul pe care îl veți folosi. Înaintând în acest mod, aproape suntem la capătul rândului cu piciorușele duble, separate de două ochiuri de lanț. Acesta este un model revizitat. Două ochiuri de lanț și încet, încet ajungem la sfârșitul rândului. Două ochiuri de lanț, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, deja era aici, vedeți dacă îl țin în mână. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Deci am obținut aceste mici căsuțe
să le spunem așa, cu fir alunecat, voi intra în corespondența primei căsuțe și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, al patrulea picioruș dublu. Aici voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, mă voi întoarce și voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Astfel am creat un picot și voi continua în corespondența aceluiași spațiu cu alte 3 piciorușe duble. Deci acest rând constă în 7 piciorușe duble, iar în corespondența celui de-al patrulea vom face un picot. Am ajuns la capăt. În căsuța următoare voi face un picioruș scurt. Și firul pe croșet voi continua în următoarea căsuță. Deci o căsuță o lucrăm cu piciorușe duble și voi face 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, voi face 3 ochiuri de lanț deasupra celui de-al patrulea picioruș, voi închide totul cu fir alunecat pentru a forma un picot și voi continua cu alte 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, iar în căsuța următoare voi face piciorușul scurt. Deci acest rând, care este și ultimul, va consta în aceste 7 piciorușe duble, deasupra celui de-al patrulea vom face un picot, în căsuța următoare un picioruș scurt și în următoare din nou grupul nostru. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând. Vom închide cu un picioruș scurt, după care vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat, și vom închide această parte a lucrării. După care, bineînțeles, vom scurta firul, vom ascunde capătul de fir. Bineînțeles, apoi va trebui apretat foarte mult de ținuta clopoțelului, ține firul cu care lucrați, bineînțeles și croșetul, pentru că sunt materiale care stau un pic mai dure, așa. Deci vom ascunde capătul de fir, care nu reușesc să-l scot de aici, bineînțeles. Vom apreta așa cum spuneam și vom pune o mică fundiță. Rezultatul va fi acesta. Eu sper să vă placă, sper să lucrați cu plăcere acest mic clopoțel. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți pentru a mă ajuta. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom întâlni cu noi tutoriale. La revedere, vă salută Tatiana!